Happy Boys, it's an equalizer. Salut, oameni buni! Bine ați revenit la Cariera cu Leicester City, episodul 3. Jucătorul lunii, Harvey Barnes, să-l vedeți noi. Cu trofeul. Tânărul de perspectivă. Și Dragomir e un om căutat. Căutat, da. Nu știm de cine, dar știți mereu că... Interpol. Dar știți că va scăpa orice ar fi, pentru că nu vorbim de oricine aici. Da. Îl pot căuta, nu-l vor găsi niciodată. Bine, nu crezi, stai puțin, stai un secund. Cred că căutat în lumea fotbalului. Îl vor echipe să antreneze. Aaa, nu? Da. Zic, așa, zi. Aaa, ok, da. Ok. Acum am intrat în flare-ul ăla. Doamne, nu se poate, incredibil. Leicester va juca astăzi cu două meciuri. Vom juca în Cupa Europa League împreună. Avem EFL Cup. Bine, asta simulăm. Care e Cupa... Cupa Ligii. Și jucăm cu echipa a doua. Cine va câștiga, mare? Cine va câștiga? Doamnelor și doamnelor, toată lumea este în de... Da. Ne-a bătut... Nu contează Cupa Ligii. Cine va câștiga, mare? Meciul este greu, va fi greu. Dar câștigăm echipa da, noastră! Bă, da! Echipa noastră se-i bune! În Didi Barnes, Holland cu golul. Și Tileman. Păi trebuia. A dat și Barnes gol? Bă, Barnes nu-l oprește nimeni. Barnes e sezonul. Bam, bam, pac, pac, pac. O să vină City și o să dea 200 pe el. Dar nu-l dăm. Milan. Tătărușanu în poartă. Super tătă. Incredibil. Da, o echipă Hernandez, 4-4-1-1. Hernandez, Romagnoli, Jer, Dalot, Chesie cu Tonali. Bun. Stânga e Hauș. Cu Selemakers. Selemakers, Brahim în spatele lui Mandzukic. Băi, Mandzukic, da. Super tătă, Teo Hernandez, tare. Da, dar noi îl avem pe Yannis Agi. Noi cu Schmeichel, Justin, Soyuncu, Fofana și Pereira, care are 89 acum. Da. În Didi Tileman, Yannis, Barnes, Holland și Saka pe San Siro. Băi, super tătă. O să fie un match... Va fi greu. Arbitrează prietenul nostru. A, Alfonso Secretario. Deci, Afonso e, de fapt. Ai, că ei voiau să zic Alfonso, dar... Afonso? A uitat lău, știi, asta înseamnă că la acte acolo. Nu trebuie să-l lase nimeni să cânte dacă e Afonso. Oh. Oh, oh, oh. Afonso, băi. Uite cu... Băieții? Ce e în servieta aia? A? De la Milan. Eu cred că sunt dopați. Eu cred că este valiza lui Gigi Becali cu bani. Deci în grupă. Uite, Holland a venit cu valiza că să-i schimburi de îmbrăcăminte la ei sigur doping. E căruța de goluri acolo în valiză. Nu, sunt și 200 de milioane pe care... Prima de instalare aia. Oh, cine este în peluză? N-am pare văzut fi bine. Ricardo. No. Uite, hai, Ricardo. Oh, este Ricardo. M-am gândit eu. Ricardo. Am fost și eu fix aici, am fost și eu pe San Siro, am vizitat. Și? Și pot să spun că mă simt acum parcă mai altfel când joc această carieră aici pe San Siro. Corect, dacă ai fost acolo. Că am fost acolo, contează să fii acolo. Practic noi suntem pe stadion acum. Da. În mintea lui tău. Ia uite cum cântă Harvey Barnes. Holland. A? Bucaio, Yannis. Oh, Hagi. Bă, oh, Yannis. Yannis. Tileman este Bucaio. 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 Aproape, trebuie să mai învețe să șuteze. Scapă tătă ca prin... Ca prin minune. Minune, deci... Dar eu cred că el a scos-o, de fapt. Tătărușanu cred că da, a scos-o. Da, da. De la părul la lung. Harvey Barnes. Oh, este. Nu știu cu cine. Hola, n-ai văzut că era calul. No. De curs... Oh. Calul de cursă lungă. Foge, ăsta e un fel de Gitker. Oh, nu, 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 Brahim. Kasper, apără! Kasper și Michael. Bravo, Kasper, pentru noi. Opa! Și ne-am dus. Yannis! Oh. Hands! Toată ziua, i-a spart ceasul. Oh, oh, oh. Ce frumos se joacă. Ce frumos se joacă aici pe San Siro. Fotbal spectacol. Fotbal total. Dumnezeule, ce meci ne amintește de finalele de Champions League de pe San Siro. Englezii ar spune liquid football. Despre ce? Noul Ronaldinho. Tilema se oprește frumos. Pasa este la Bucaio. Bucaio. E schemă. Este Yannis. Oh! Este replay. Replay. Incredibilă fază.
Stai, am dat pe tot. Nu. Deci uite, Saka aici, e o minge gândită de Saka. O dă în, în mâna lui Ndidi, da, n-a fost sens. Da. Și apoi este duelul crunt. Duelul Giannis giganților. Hagi. Mă, ce înseamnă? Asta îmi că e imposibil fizic ce s-a întâmplat aici. Efectiv, sfidează legea gravitației aici în chestia. Uite deci tu puțin. Este senzație. Mai ales că e grupa stelei, nu? Da. Oh, no! Offside! Nu se poate, nu! Brahim. Da. Ok, jucăm foarte slab. E ok, o să-și revină. Nu nimic. Holland, n-am dat degeaba 190 pe el. El decide astfel de... Ups. E ok, nu mai fac asta, scuze. Yannis. Opa, Holland. 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 Du-te, Holland, du-te! Holland! Bă, pe bune! Unde? Opa. Este nimeni altul decât Erli. Apără tătărușanu, eroul lor. Of. Și spune, vino mai așa, împinge jocul. Asta spune, dar Holland a dorit să dea gol aici, n-a reușit. Pas. Pasă. Pasă. Holland. Oa! Nu se poate, încă o dată tătărușanu. Parcă n-avem pe unde. Centrare. Boxează să faci, mai ce se face, incredibil. Mai ce se face? De e titular la această echipă. Oh! Florinel? Coman! Coman centrează! Oh! Tătărușanu! Încă una, încă una. Dă-și asta aici. Bravo. Harvey Barnes. Se poate. Pe ultima fază. Nu, nu. Nu e obosit Barnes. Nu e nimic, mai avem o șansă dacă o recuperăm repede. Evident că nu e cazul. Intră și Zlatan, face. Zlatan. Te-am gândit elasticul lui Hagi să arate că știe și el. Da, de foarte milare în Europa League. Am băgat și titulare. Stai liniștit. E ok. Bă. Deci eu asta vreau să înțelegeți. În acest sezon nu joacă l-o în Liga, dar oricum suntem pe primul loc în Liga. Astra a pierdut cu Lingby. Înfrângere FCSB 2-1 Sivaspor. Da, dacă batem Sivaspor tur-retur, batem FCSB, ne calificăm. Clar. Deci, nu s-a jucat nimic. Nu e nimic. Trebuie să batem turcii. Da. Haide, băieți. Hai că jucăm acasă. Hai că putem. Ings cu Adams. N-au nicio șansă. N-au nicio șansă. Meci rost. 2-0. Holland și Tilema. Bă, joacă de rup. Holland, gol, meci de meci. Spurs bate pe Arsenal. Cum a putut și Chelsea. 2-0. Și Arsenal se află pe locul. Doamne, maica, doamne. La retrogradare. E pe 18. O victorie, un egal, 6 înfrângeri. Stunning displays from Cât oare am plătit pentru acest interviu? Mult. Foarte mult. Erling, ai jucat un fotbal senzațional de când ai venit. Clar arată de Uite, îl vrea pe Johnny Evans. Oh, l-a vrut Barcelona și nu l-am dat. Da. De aia s-a supărat. Dă-l repede, are 32 de ani. L-a vrut Au zis, știm cum revenim la glorie. Johnny Evans. Johnny Evans cu Piqué. Și Braithwaite vârf. Dă-te, bă, dă-te. Doamne, de ce n-am văzut că a venit o frate la Barça? Bă, pleca Johnny Evans la Barça. Bă, este ireal. Bine, și la Villarreal, adică, sincer. Nu se descurcă. nu prea e încadrat Jamie Vardy. Dar asta era, au nevoie de Johnny Evans ca să joace Jamie Vardy bine. West Ham, o echipă care stă apropiat, așa, London Stadium, Randolph Portar. Masuaku Agbona Diop cu Fal, Suce cu Tigueros. Să pot să mă bag și eu. Fornal, Ben Rahma, Yarmolenko și Antonio. O echipă de bătut. După ce am pierdut cu Milan. Am fi putut să fim pe stadionul ăsta. Uite ce stadion frumos. Uite fanii ăștia minunați. Puteam să fim și noi. Puteam, da. Uite băiatul ăsta care vine la Maieu. Ăsta eram eu. Ăsta eram eu. Ia uite, avem... și niște doamne acolo. Stuarde. O, avem și balonași. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. Asta e show-ul lor. De fiecare dată când dau gol, dau cu balonașii de-astea. Nu știu că se aude. Da. Da? Da. Cântă băieții. Cântă băieții, gen.
2. Mamă, ce atmosferă! Da, e piesa lor. Și balonașii ești de bun. Numai noi n-avem nimic. Pretty bubbles in the air. Mamă, ce nebunie. Ce tare că au băgat balonașii astea. Da, 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 da. Păi asta e West Ham. Tare. Dar noi nu avem nimic. Noi n-avem nici timp, n-am avut da, nimic. Facem. Facem noi. Îl comisionăm pe... Uite. Bă, ești nebun? Da, mă, da. West Ham. Așa e la West Ham. Uite, vezi, se duc. Bucaio, ce deschidere, a? Și în care eu? Monstru! Erling! 200 de milioane de euro pentru atacantul nostru, care... Atacantul perfect. Și cum s-au dus balonașile? Gol. Da, și știi, dacă dă West Ham gol, se pun balonașii din nou. Mamă! Da, așa e. Hai să lăsăm. Trebuie să jucăm cu West Ham. Bă, nu știam. Tare, nu știam. Wow, ce nebunie. Baby Moise. Opa. Yanis. Yanis Agi. Știe Yanis cu mingea. Catasu. Știe Yanis cu mingea. Mamă, mamă, wow. Ce-ar fi fost. Era golul lunii. Centrare bună de tot în Didi. Nu mai este portarul lor, Randolph, ca tata. Da. Nu toți sunt super tata. Nu sunt toți. Te ajută, Hagi. Te ajută. Stai așa. Acum. Și Holland. Nu, Hagi! Hagi! Ce gol! Ce gol! Yanis se duce spre cameră. Golaso! Numărul 10. Numărul 10, Yanis Hagi. A driblat acolo, putea să paseze lui Holland, dar nu vrea să-i dea satisfacție lui Holland, să mai dea un gol din 3 metri. Și asumă Yanis, arată că el a fost 15 milioane, Holland 190, dar e doar marketing. Uite ce frumos s-a dus acolo, îl face din fenta de corp și șutul e perfect. Cu dreptul? Cu stângul? Cu ce vrei tu? Hagi le are pe ambele. 2-0. 2-0 în prima repriză, altceva. Revenim acum, gata, batem tot. Am avut o perioadă mai grea. Trebuie să ne învățăm. Trebuie să ne adaptăm. Trebuie să... Da. Brighton conduce pe Liverpool. Ok. Oh! Ei, balonașii. Mamă, poate bagă pe Ultimate Team-ul din asta. Ar fi... Să ai balonașii. Mamă, ce tare. Bucaio. Centrarea ceva. Treia bine. Pasă. Aha, se joacă frumos. Oh, Erling. Oh. Da. Ar trebui să nu fie făcut așa ușor din corp, măcar. Da, nu știu, poate mai crește în forță. Îl ducem la 99, Adam. Are deja 90 și forță. Nu știu, nu se simte, bă. Zici că-i Romeo surdu. Bă, Romică. O, da, Hagi. Se pot face multe de aici. Pasa este la Bucaio, dar stă Masuaku. Masuaku din nou. Ce zeu. Nu. Oh, bun, Yanis, fugi, 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 a, Masuaku, din păcate, da, și el. Da, Masuaku, n-ai ce să faci. Fofana, Nu e penalti ăsta, n-am apăsat nimic, face tackle singur. Eu cred că ai apăsat. Nu, am ținut pe L2. A făcut tackle singur? Singur. Pune piedică singur. Ok. Bate, okay. Cine bate? Stânga, stânga. Am zis dreapta. Am simțit dreapta. Bă, ce să fac? Balonașe? Nu mai vin. Dă-i. Cum era țeapă? Eu așa, în realitate așa e. Am făcut și penalti degeaba. În realitate. Wow! Că linie 2-1, că... Wow! Wow, wow, doamne, wow! Ce spectacol. Și acum gol pe contat. Nu există. Nu. Stai. Hai să nu mai faci. Bine. Florine! Da, este victoria cu 2-1 în deplasare. Pe London Stadium. You take what you get, you know? Bine, rău. 3-3 Liverpool cu Brighton. Arsenal bate 3-0 pe Sfinț. Gata, nu mai sunt la retrogradare. Scăpăm de retrograd. Oh, nu. Urmează meci cu Sivaspor. Deci să simulăm. Da. Deși e meci de calificare, dacă pierde la revedere, 4-0. Barnes, Holland, Ricardo și Tileman. Crezi că Holland dă un gol pe meci? Da. Roma 5-0 din cu asta. Din 3 metri, da. În care îl dă. Iată-ne totuși pe 2. Pe 2, da. Dacă nu era hoție. Exact. Cu United l-am la egalitate. Da. Primul loc, aproape. Haide că se poate, băieți, haide, 1-0, tine, mă. Minunat. Băi, mergem ceas. Newcastle bate pe Arsenal. Newcastle. Newcastle e pe 6. Ah, wow. E pe 6. Da.
Castagne unhappy with lack of involvement. Okay. Castagne, dacă mai vorbești, îți dau castagne. Ah, wow. Ah, mai avem meci de, mai avem meci de simulat. Bey. 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 Bucaio, Erling și Yannis. Bey. 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 Becal. Milan prima, Leicester pe 2. Da. Dacă batem iar pe Sivaspor, ne ducem mai sus. Feci se va făcut egal cu Milan. Respect. Da. Ce fără ultima, Napoli, Newcastle, acolo. E greu și cu Antalya Spor. Astra, bă, are șanse. Are șanse. E cu St. Gallen, cu Lyngby, luptă. Și Dinamo. Ce cu Dinamo? Ultima. Mă, la veraș, minus 8. 4-0 Juventus, 2-0 Dinamo Kiev, 2-0 Barcelona. Da, data viitoare, fraților. Sivaspor, vom simula. Jucăm cu City și cu Liverpool. Cu Liverpool și cu FCSB. FCSB. Noi putem ajuta că Milan nu e puternică și nu se mai care cu FCSB, dar îi batem. Da. Și apoi nu mai contează ultimul meci sau contează doar la primul loc. Data viitoare luna noiembrie. Și s-a văzut, acesta a fost episodul 3 din carieră. Că e cuvinte de final. Da, se vede că începem să avem relații de joc, se vede că se creează un tandem. Încet, încet, eu zic că chiar vom triumfa și vom lua Cupa Mondială. Sau pentru ce jucăm? Pentru ideea că vom lua. O să o luăm, da. Da, cam atât. Pa, pa. Pa.